Într-un moment de neatenție, un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului și a lovit o șoferiță care circula regulamentar pe strada Alunișului din sectorul 4. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost proiectat într-un stâlp de electricitate. Inițial am vrut să depășesc, dar doamna Lucea s-a dat acolo și n-am mai avut pe unde. Martorii susțin că de vină pentru producerea accidentului este băiatul. Puști, un copil era la volan, nu știu dacă avea mai mult de 18 ani. El a fost de vină? Sau? El a fost de vină, normal, au văzut-o și din spate și viteză, nu vă uitați la frâne, ce lungimea frânele, cred că au 30 de metri. A vrut să depășească și n-a mai avut timp și a intrat direct în ea. Polițiștii au deschis un dosar penal de cercetare. Din primele cercetări rezultă faptul că autoturismul Opel nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul Peugeot, lovindu-l în partea din spate și proiectându-l într-un stâlp. Din accident a rezultat rănirea ușoară a conducătorului autoturismului Peugeot. Un alt accident a avut loc pe bulevardul Liviu Maniu din sectorul 6. Doi tineri care se aflau pe motor au fost transportați de urgență la spital după ce motocicleta lor a fost lovită în plin de un autoturism care nu s-a încadrat corespunzător pe banda de mers. Motociclistul mergea în direcția aceea de mers. Da. Cred că șoferul de pe auto nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și l-a lovit pe partea stângă. Am văzut motocicleta în fața mașinii mele, m-am oprit și am chemat salvarea și poliția.